Universitatea din Craiova vine în sprijinul elevilor din regiunea Olteniei. Facultatea de litere desfășoară până pe 21 iulie, pentru cel de-al treilea an consecutiv, școala de vară pregătire integrată pentru tranziția la învățământul universitar, cu finanțare obținută de Universitatea din Craiova în cadrul proiectului ROSE, implementat de Ministerul Educației Naționale. Anul acesta, școala de vară a Facultății de Litere reunește 31 de elevi de la Liceul Preda Buzescu din Berbești și 21 de elevi de la Liceul Tehnologic Brătianu din Drăgășani, județul Vâlcea. Elevii au fost încântați de activitățile școlii de vară. Bineînțeles că m-am gândit și la ce vreau să urmez mai departe. Domnii profesori de aici au fost chiar minunați. Cursurile cu dumnealor chiar au fost foarte interesante, am avut ce învăța. Pe mai departe vreau să urmez Facultatea de Litere, care este a doua mea opțiune. Școala de vară a fost mult mai mult decât mă așteptam, am învățat foarte multe chestii, am avut parte de niște cursuri grozave cu profesorii de la Facultatea de Litere, în care mi-am lămurit eu problemele și temerile mele legate de facultate, în principal. Iar atelierele m-au ajutat să învăț mai multe despre mine, despre fericire. Am învățat ce înseamnă fericirea cu adevărat, despre antreprenoriat, despre time management și cred că dacă aș mai avea ocazia odată să iau parte la tabără, cu siguranță aș mai lua. Sinceră să fiu, înainte de această tabără eram 100% sigură că vreau ceva între informatică sau fizică, dar acum, luând parte la cursuri, mi se pare și Facultatea de Litere destul de interesantă sau Facultatea de Mecanică, dar încă nu sunt 100% sigură. Obiectivul general al proiectului este motivarea elevilor să-și finalizeze studiile liceale și apoi să urmeze studii universitare. Elevii au beneficiat astăzi de activități de consiliere și au putut afla cum este viața de student, dar și care sunt avantajele continuării studiilor. Noi astăzi avem ateliere de dezvoltare personală, în cadrul cărora vom încerca să aflăm planurile de viitor ale elevilor, viitorii noștri studenți, sperăm, legate de managementul carierei, ce carieră își aleg, care este motivația lor, cum încearcă să-și gestioneze parcursul deocamdată școlar și după aceea academic. Fișele de lucru de astăzi includ și elemente de dezvoltare a inteligenței emoționale pe lângă inteligența pragmatică și sperăm ca și în anii trecuți să avem un feedback pozitiv de la elevii și studenții, viitorii noștri studenți. Elevii au avut un program intens, atât de pregătire cât și de descoperire a Craiovei culturale și istorice. Școala de vară a avut în program, printre altele, vizite de studiu la București și la Sibiu.